Salut băieți! Astăzi vă arăt cum împărțiți utilizatorii voștri în două tipuri și anume persoanele fizice și firmele. Vom face acest lucru cu ajutorul câmpurilor personalizate pe care le avem disponibile în scriptul gratuit OSCLAS. Haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. Trebuie să mergeți în panoul de administrator OSCLAS la anunț și câmpuri personalizate. Aici vom adăuga un nou câmp pe care îl denumiți cum vreți voi, la nume trece ce vreți voi, puteți trece persoană fizică sau firmă sau stare, eu o să trec stare. Deci ce treceți în acest câmp la nume, o să apară în fața câmpului pe care îl creem. Cum este aici, apare oraș, județ, zona orașului. La tip va trebui să selectăm drop-down sau radio. Dintre aceste două opțiuni, prima dată hai de să selectăm drop-down. Și ne mai apare încă o opțiune în care trebuie să trecem uh, opțiunile noastre. Deci, în cazul de față o să trec persoana fizică, virgulă și a doua opțiune. Deci, după virgulă vine a doua opțiune, firmă. Dacă vreți să mai treceți încă o opțiune, face simplu, iarăși adaugați virgulă și opțiunea voastră. Eu o să trec opțiunea 3. Bun, mai departe, dacă vreți să obligați utilizatorii să completeze acest câmp sau să selecteze din acest câmp o opțiune, bifați această căsuță, iar dacă ei nu vor selecta nimic din acest câmp, nu o să poată să publice anunțul. Selectați categoriile în care vreți să apară acest câmp sau la ce categorii să apară. Eu selectez toate categoriile și subcategoriile pentru că doresc să am această opțiune pentru toate categoriile și subcategoriile de pe site-ul meu. Mergem mai departe la opțiuni avansate. Aici vom schimba numele. O să trec custom 1 pentru o identificare mai ușoară. Voi puteți lăsa așa. Eu o să trec așa ca să identificăm acest câmp. O să avem nevoie de acest nume identificator mai, de, mai încolo în tutorial unde o să vă arăt cum puteți schimba poziția câmpului pe pagina anunțului. Și mai avem o opțiune unde dacă bifăm această căsuță, o să avem un filtru pe pagina de căutare care le permite utilizatorilor să caute în funcție de acest câmp, să caute rezultate în funcție de acest câmp. O să bifăm această căsuță deoarece vrem să oferim posibilitatea utilizatorilor noștri să caute anunțe, anunțuri în funcție de persoanele fizice sau firme. Salvăm modificările, iar acum dacă mergem pe pagina de publica anunț și vom selecta o categorie, o să vedeți că apare și uh, câmpul nostru. Deci avem stare, persoană fizică, firmă și opțiunea 3. Uh, eu o să las doar două opțiuni, dar vă am arătat cum să treceți mai multe opțiuni în caz că doriți să folosiți încă un asemenea câmp în care să aveți mai multe opțiuni. Uh, haideți să vă mai arăt ceva la acest câmp. Dacă modificăm și în loc de drop down selectăm radio. O să vedeți că o să avem o altă afișare. Nu o să mai fie un drop down. O să fie doar câteva căsuțe pe care trebuie să le bifăm. Opțiunea noastră. Da? Deci puteți să folosiți aceste două opțiuni care doriți voi sau care credeți că se că arată mai bine pentru site-ul vostru. Eu o să las drop-down, și o să șterg opțiunea 3. Deci dacă voi dori să adăugați mai multe opțiuni, după fiecare opțiune treceți o virgulă. Bun, salvăm modificările la acest câmp și mergem să publicăm un anunț cu acest câmp, să vă arăt cum funcționează. Deci vom selecta o categorie, vehicule, mașini, mașină, descrierea, un preț, nu are importanță. Nu o să mai completez aceste câmpuri. Hai, selectăm țara. Oricum nu are importanță, pe noi ne interesează acest câmp. Și o să las persoană fizică și vom da publică. Titlul este prea lung. Am făcut ceva modificări înainte. Cred că trebuie cel puțin 3 caractere pentru ceva teste, dar Hai să lăsăm așa. Să vedem acum ne lasă. Da, ne-a lăsat să publicăm acest anunț. Îl avem aici. O să vedeți că ne apare și câmpul nostru. Deci starea persoană fizică. Și avem opțiunea, dacă mergem pe pagina de căutare, o să vedeți că avem o opțiune prin care putem selecta starea anunțului nostru. Singura problemă, pe care am întâmpinat sau pe care am văzut-o eu este că nu apare această opțiune din prima, deci trebuie să dăm aplică și o să avem uh, disponibile acea opțiune. Putem filtra rezultatele în funcție de persoană fizică. O să vedeți că o să apară doar anunțul nostru. Uh, nu lăm în considerare aceste anunțuri pentru că ele sunt uh, premium și apar oricum. Deci aici avem anunțul nostru, persoană fizică. Dacă selectăm firmă, nu o să apară niciun anunț pentru că nu avem anunțuri la firmă. Așa le puteți oferi posibilitatea uh, utilizatorilor voștri să publice anunțuri în funcție de ce sunt, dacă sunt firme să selecteze firme sau dacă sunt persoane fizice să selecteze persoane fizice și le oferiți posibilitatea uh, cumpărătorilor voștri, să spun așa, să caute anunțuri în funcție de ce doresc ei să caute, dacă persoane fizice sau firme. Bun, haideți să mergem mai departe să vă arăt un pic cum schimbați pe pagina de pe pagina anunțului. Deci pe această pagină în care apare anunțul nostru. Cum schimbați acest câmp dacă doriți să-l puneți după nume, de exemplu cum este aici, să-l pun nume anonim în cazul de față că nu am trecut numele, dar să apară și starea lui ca persoană fizică sau firmă. Putem face acest lucru, modificăm un fișier din tema noastră, în tema modern. Haideți să mergem în rădăcina site-ului nostru. Eu mă duc ca de obicei în fișierele serverului meu pentru că sunt pe localhost. Deci mergem în OC Content, la Teme, tema pe care o folosim în cazul de față modern și edităm fișierul item.php pentru că acest fișier se ocupă de pagina anunțului pe care avem anunțul nostru. Deci acest fișier, o secundă, îl edităm cu Notepad++ și vom face modificări la acest fișier. Haideți să văd unde este acea linie de cod. Undeva mai sus ar trebui să fie. Da, aici avem la 92 și la 105. Deci div ID custom fields. Vom scoate afară tot ce este aici. În afară de acest div. Deci scoatem afară tot ce este aici. Ștergem. Și puneți următoarea linie de cod. Pe care am să o las în textul deasupra tutorialului. În felul acesta avem posibilitatea să afișăm aceste câmpuri în zona dorită de noi. Deci dacă dau reload la pagina acum o să vedeți că nu o să mai apară câmpul meu. A dispărut. Iar dacă vreau să-l afișez, va trebui să îl afișez cu următoarea linie. Aceasta este linia care afișează câmpul meu. Trebuie să fiți atenți uh, la faptul că dacă doriți sau dacă aveți mai multe câmpuri personalizate, trebuie să introduceți această linie pentru fiecare câmp în parte și în zona dorită de voi. Deoarece nu o să mai fie afișate cum erau afișate până acum, automat trebuie să introduceți voi această linie de câte ori uh, sau... De câte ori aveți, sau câte câmpuri aveți, atâtea linii va trebui să introduceți. Asta am să vă explic cum. Uh, Am spus că îl introducem după nume, la contactează editorul. Haideți să căutăm sidebar-ul. Avem aici div sidebar și ne trebuie numele. Numele uh, ar trebui să fie undeva mai sus. Dacă nu mă înșel, aici este imaginea. Dacă nu mă înșel, aici ar trebui să fie. Sper să fie corect. O să punem linia aceasta. În linia aceasta trebuie să modificați voi, aici, la custom 1. Aici este denumirea câmpului meu. Din această cauză am modificat la. Uh, nume identificator, am trecut custom 1 să fie mai ușor pentru mine să fac modificarea în această linie deci vedeți că apare în linia aceasta de două ori custom 1 odată uh, afișează haideți să modificăm să vă arăt deci odată afișează numele câmpului respectiv care este aceasta da? deci ce avem la nume și afișează uh, opțiunea noastră. Ce avem trecut în acest câmp. Da? Deci dacă vreți să scoateți numele, puteți să scoateți această linie afară. O secundă. Și nu o să mai apară... nu o să mai apară numele câmpului meu, starea, o să apară doar persoană fizică. Așa puteți introduce după nume, după nume direct persoană fizică. Dacă o să mutăm mai sus, toată această linie, o secundă, ca să copiez corect, n-am copiat corect, o, scos, o scot de tot afară și o pun aici, salvez modificarea, ar trebui să apară numele meu, numele meu și după el persoană fizică. Bineînțeles că nu am lăsat un spațiu, trebuia un spațiu undeva pe aici, asta dacă doriți voi să faceți această modificare, dacă nu doriți puteți să lăsați așa cum am făcut eu și o să apară stare persoană fizică, dar dacă aveți un anunț o să apară numele, de exemplu, numele utilizatorului care a postat anunțul, în cazul de față Călin, persoană fizică, puteți pune și virgulă dacă doriți. Și atunci, atunci o să apară așa. Bun. Deci, cum v-am spus, dacă o să aveți mai multe câmpuri personalizate, haideți să mai adăugăm unul. Mai are importanță denumirea lui. Pentru toate categoriile. Haideți să modificăm și aici să fie mai ușor. som 2. Dacă doriți să fie afișat și pe pagina de căutare, bifați această căsuță, salvăm modificările și dacă publicăm un anunț, haideți să publicăm un anunț și cu câmpul respectiv, la întâmplare, o adresă de e persoană fizică și aici test publicăm anunțul, n-am trecut e- email corect. Deci ar trebui să fie acesta și dacă mergem o să vedeți că nu apare câmpul personalizat, câmpul 2 cu test, deoarece trebuie să introduceți voi încă o linie de cod, deci trebuie să mai introduceți încă o dată această linie de cod, de fapt de câte câmpuri aveți, dacă vreți să apară acum după descriere, va trebui să punem din nou, în... aici este descrierea, punem aici acest câmp, vom schimba din custom 1 custom 2 pentru că acesta este ID-ul câmpului nostru. Salvăm modificarea și acum ar trebui să apară aici câmpul nostru. Da, vedeți că apare. Deci trebuie să faceți acest lucru de mai multe ori sau de câte câmpuri aveți. Da? Ca să apară fiecare câmp în parte. Pentru că noi am făcut ceva modificări la codul care afișa câmpurile opționale pentru a afișa câmpul în zona dorită de noi. Bun, haideți să vă mai explic ceva pe pagina de căutare. Din păcate, funcționează, dar, cum am spus, dacă mergem direct pe pagina de căutare, vedeți că nu apar aceste câmpuri. Acesta este un mare dezavantaj. Am încercat să rezolv, dar nu am reușit, deoarece aceste câmpuri opționale sunt legate de categorii. Da? Deci, nu o să apară doar când vom da aplică sau dacă mergem direct de pe căutare. Nu sunt sigur să vedem dacă apare așa. Nu apare nici așa. Deci nu o să apară doar în momentul când vom da aplică, atunci o să apară aceste câmpuri. Așa este construcția OSCLAS, este un mare minus. Sper să pot să fac ceva dar nu garantez 100%. Dacă o să reușesc, o să revin cu o nouă completare la acest tutorial. M-am chinuit câteva zile, dar nu am reușit. Dar aveți această opțiune prin care le puteți oferi utilizatorilor voștri să mai facă o filtrare în plus în funcție de ce caută. Caută poate anunțuri de la firme sau de la persoane fizice. Sper să fie de folos acest articol, acest tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!